Da. Acest depozit a fost destinat livrării de produse finite. Se lucra pentru încărcat diferite șnecuri, tubulaturi, între orele 7 și 14. După masa n-au lucrat. Au lucrat 2000 de oameni aici, dar n-a fost gălăgia care este în momentul de față. Cum, ce gălăgie este? Ce vă deranjează? Ce auziți? Păi, dom'le, bătăi de ciocan sau de scule pneumatice, care sunt așa, că înăuntru n-am putut intra să văd, dar încă am dat seama, de, că și eu sunt de specialitate, încă am dat seama ce au acolo. Plus manipularea macaralei, prin 5-6 trosoane de astea de 6 metri de lung, când le las acolo, domnule, ca și cum în piața ți-ar arunca ce mi-au petard de la picioare, ești gata, te speri. Sunt copii mici în zona, ci suntem oameni care am vrea și noi după ora 3 să stăm liniștiți. Se lucrează de ce după masa și seara? Până la ce oră se au? Până, de regulă, până pe la 10-11 și după aia mai lucrează noaptea cu utilajele înăuntru, dar afară până la ora 11 sau de liniștit. Ce măsuri ați dat dumneavoastră, cetățenii? Noi, domnule, măsuri și a putut la ne-am adresat autorităților locale, care n-au făcut nimic. Ne-au spus că e terenul lor și fac ce vor. Dom'le, nici eu pe terenul meu nu pot face eu chiar ce vreau. Nu pot să-l arunc în aer sau să fac, mă rog, e al meu, dar nu e al meu. Nu pot să-l despărți. Dar la primărie v-ați adresat sau? Da, am la domnul președinte toate ce am avut și mai am aici încă niște documente de la primărie care n-au ajuns încă la domnul președinte. Spuneți numele, vă rog. Brad Iuliu. Brad Iuliu. Brad Iuliu. Ritmul ăsta, dar unde să mergem cu copiii? Spuneți că sunt copii mici. Noi ca noi, dar copii mici. Unde să ne ducem? Așa o gălăgie. Am strigat, am venit și alaltăși, am strigat. În afară de primărie, care mai sunt autoritățile sau instituțiile cărora v-ați adresat? Domnule, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Sanepidu. Sanepidu a trimis doi tovarăși de-a lor, în ghilimele, au venit, s-au dus înăuntru, au făcut greșeală, că s-au dus prima dată înăuntru și după aia au venit afară să măsoare. Și au spus că mai viu seara. Seara, atunci, după masa, n-a mai lucrat nimeni. Au venit și au stat aici, au lătrat niște chei. Dar, Aurica, vino și tu, te rog, încoace, acum mai haideți toți. Vine. Hai, fiecare, răspundeți-vă păsul, că nu îi putem pune pe oameni toată ziua după fundul nostru. Dar cum de nu lucrează? Păi nu lucrează, domnule, că ceva au ajuns la ei. Da, sigur. Dar dacă nu lucrează, nu știu. La ora 11 au pauză. Câte acum? 10.30. De ce v-au auzit? Ori văzut mișcare, ceva. Deci astea sunt organele la care m-am adresat. Aici. Am făcut și la... Pentru că... Înainte a fost discuția cu depozitul de îngrășăminte chimice, azotatul de amoniu, care, domnule, e periculos. Îmi zice, într-o țară normală, la cap, nu se face un depozit de îngrășăminte aici. Dar domnilor de la presă să le spuneți asta. Păi, domnule, de la presă, eu nu reproșez la nimeni, eu mă adresez la toată lumea care a avut bunăvoința să vină aici să ne asculte necazurile. Nici într-o țară normală, la cap, un depozit de îngrășăminte chimice, care totuși știe toată lumea ce sunt. Dați-le un număr de telefon. Uite acum lucră băieții. În 5 minute, 10 minute, minute la Garda de Mediu, că un domnul care a venit a spus că ce să-i facem, că e foarte bine, ne poate o să nu până lângă case. Ba, nu ia el. Că așa Consiliul poate să aprobe să iei toată strada, o zis până acolo. Nu poate, el a vorbit că nu știe. Ce trebuie să îl obligăm să-și facă gard ca să-i plătesc eu gardul? Păi era cu el, să vedea clar. Și când a venit el, era oprită fabrica, știa că vine. Înainte să ajungem noi aici, cu cât timp s-a oprit? Cum? 5 minute, 10 minute? Nu, dar e cineva, anunță, nu se poate. Sigur, și data trecută, tot așa au fost. Nu, să nu fie mai bine și de la sanii noi, care își ne spune tragedie. Nu, vă dați seama să se vinde. Cu 5 minute, 10 minute înainte să ajungem noi să fim toată aici. Sunt o oprindare, acum cu bine. L-au întrerupt sau, bă, lăsați-o mai moale, nu, dați-o. Dar încercați să veniți pe la 2:30. Eu vă spun, pun copilul în spate, nu trebuie să fie, nu pot, deci e insuportabil. Dar de potabil, eu am venit până aici la casă, am strigat, dar sunteți neinstruciți, pur și simplu neinstruciți. Doamne, nu trebuia să-i aprobe în primul rând să se extindă pe stradă. Comuniștii ori lua strada, democrații trebuia să o dea înapoi, că e domeniul public, nu să-i lase pe ei să facă ala. Asta e domeniul public. El l-a dat palcă, cum l-a dat, prin scrie aceea. Domnule, l-am concesionat. Dar după ce mă împrumie capul cu fel de numere de CF-ul, deci ăsta nu e a lui. Ăsta vă spun eu, știu că locuiesc aici. Vă referiți la gard, că l-au tras mai
mai către stradă, nu? Da, ăsta l-au tras, s-a făcut în 75-74. Dar, repet, cu clădirea, activitatea trebuie desfășurată de la 7 până la 3. Nici o oră mai mult. Și încărcat produse... Da, dar e mai obligat ani de zile. Mai am ceva. Vă vedeți că acei izolați poate să sună un panou de-o dată de zile față de terenții care cu zahala asta l-au făcut. Și și atunci când au lucrat la demolarea asta, dom'le, n-a știut nimeni că ce e. N-a fost un panou cum îmi cere mie, dacă eu te încheiesc asta, vine ăștia de la disciplina în construcții sau cum îi zice la compartimentul ăla, trebuie să văd ce fac, cine îmi face, cine mă aprobă cere. La ăștia absolut nimic nu a fost. Și atunci, și atunci am chemat pe cineva, au venit și mi-au răspuns că are...